foarte mult. Mergem la Vama Veche acum, doamnelor și domnilor, pentru că acolo lucrurile par să se agite un pic. E o coadă foarte mare de mașini spre mare. Par să fie un pic scăpate de sub control lucrurile în zona respectivă. Nu știm ce măsuri au autoritățile. Știm spuneam din relatările colegilor mei care sunt în zonă că sunt foarte multe mașini care merg înspre plaja de la Vama Veche, spre mare la Vama Veche. Zona respectivă este una extrem de aglomerată de obicei, dar ar fi trebuit să fie luate suficiente măsuri încât lucrurile să nu degenereze în seara aceasta. Imaginile pe care le urmărim acum sunt, vă spuneam, din Vama Veche, unde este extrem de aglomerat la această oră. Vedem ce vor spune autoritățile, vedeți și dumneavoastră că e destul de puțin probabil să vorbim despre distanțare socială acolo și este abia ora 20. Ne pregătim de finalul acestei ediții, doamnelor și